că Mary Jane va veni cu mâncare, adică ea fiind o obeză ori... Ziua cu numărul 69. Pincanilor, astăzi am revenit pe 60 seconds, apăsați like dacă știți joculețul, pentru că astăzi vreau să-mi bat recorduri de zile supraviețuite. Dolores, ai dat un șut ca Maradona în valiza aia. Bun, fiți atenți, am o strategie absolut genială. Bă, au început sirenele, bun, fiți atenți. O să luăm pe Dolores, da? O să ne luăm copii, o să luăm masca de gaze foarte importantă și câteva, cum le zice, aici trebuie să venim. Nu, pe bune că nu vrei să iei aia, că nu mai ai spațiu. Și câteva provizii. Deci am o strategie absolut genială să supraviețuim peste 100 de zile, de asta vreau să apăsați butonașul de like de 101 ori, da? Cine a făcut chestia asta să-mi scrie în secțiunea de comentarii. Bun. Avem multe chestii, ne cam interesează muzicuța. Dacă aș putea... Nu, muzicuța, spray-ul și muzicuța. Radioul, sincer, nu cred că mă interesează. Din păcate nu mai am loc. Oh my god, se duce timpul. Bro, nu prea am luat mâncare și apă. Gen, mâncarea și apă e cea mai importantă chestie. Nici nu mă interesează acel radio. Unde e restul de mâncare? Ok, e un pic de mâncare aici. 3, 2, 1. Ia! Ăla e gamerul legendar al mileniului. Gamerul României, așa vreau să-mi ziceți de acum și să apăsați butonașul de like dacă vi se pare că mușchiul ăsta s-a mai mărit. Bun, fiți atenți, am o mare strategie, vreau să fac un bulk de la puternic, să ajung la 100 de kilograme. Bun, se încarcă, s-a încărcat, e ecranul negru, ziua cu numărul 1. Bun, fiți atenți, mamă. Deci, bă, eu iubesc jocul ăsta, din păcate, ultima dată când l-am jucat, mamă, nu avem atât de multă mâncare cât speram să avem. Ultima dată când l-am jucat, da, nu prea au urmărit oamenii episodul, ceea ce sincer mă întristează absolut foarte tare. De asta vreau să apăsați butonul de like dacă vă place joculețul, da? Deci dacă vă place. Bun, fiți atenți, strategie. Deci, aparent, dacă rămâi doar cu Dolores, Dolores are șansă mai mică să înnebunească, da? Și dacă trimiți copiii în niște expediții și apoi îi lași să moară fără să-i hrănești și etc., etc., faci rost de niște apă și de mâncare care s-ar putea să te țină foarte, 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 foarte mega mult, da? Și așa ajungi la ziua cu numărul 100. Dar în momentul ăsta suntem pe dificultatea normală și desigur că vom pregăti. Nu mulțumesc, nu vă dau apă. E o muscă la mine în, cum îi zice, în ăsta. Am uitat cum îi zice la... Bunker, bun. Deci, pe cine vom trimite în expediție? Cred că îl vom trimite pe Timmy cu masca de gaze și dacă o strică o trimitem pe Mary Jane cu Dumnezeu înainte. Bun, marș afară Timmy și adu-mi mâncare și apă. Deci asta vreau să-mi aduci, mâncare și apă. Deci dacă Timmy nu mi-aduce mâncare și apă o să fiu foarte fericit. Bun, acum fiți atenți. Deshidratare, ei bine, mâine o să-i dăm mâncare. Aolo, sunt păienjenii? Ok, fiți atenți, hai să nu facem absolut nimic. Există o mică șansă ca Mary Jane să se transforme în Mary Jane mutant. Come on, fă-o. Fă-o pe mama. Doamnă respectabilă. Ok, sper că n-am pierdut nimic. Bă, din păcate nu s-a transformat în mutant. Deci jocul ar fi fost mega simplu dacă se transforma în mutant. Bun, nu ne interesează chestia asta, nu o să ne uităm pe hartă. Mamă, deci iubesc muzica din jocul ăsta, deci e cea mai faină muzică, frate, e așa cu tensiune, cu astea. Ce-i mă pe jos acolo, e apă? Bro, avem infiltrații în bunkerul nostru. Oh, wait, aia era... Oh my god, era o inundație, trebuia să salvez harta și eu am dat next, că am zis că nu vreau să folos... Oh my god. Ok, nu ne trebuie, oricum nu ne trebuie, noi facem challenge de supraviețuit. Bun, Mary Jane n-a vorbit deloc. Da, nu știu, probabil e ultima termin. Poate are niște probleme și ar trebui să vorbim cu ea ca să ne asigurăm că este ok, pentru că suntem cu toții conștienți că tocmai s-a întâmplat o mare apocalipsă. Să-i dau și lui Mary Jane mâncare. O să-i dau și lui Mary Jane. Hai mă, Timmy, întoarce-te cu mâncarea și cu apa. E ziua cu numărul 8. Mamă, deci dacă n-avem acum noroc la început să luăm provizii, situația este groasă. Mai groasă decât portofelul meu nu e pe aici. Ok, și portofelul meu nu e... nu e foarte plin de bani. E cam gol acum și e like în sufragerie. Bun. Am găsit un leather suitcase.
nu-l deschidem. Există o șansă să fie like o provizie sau ceva, dar mai bine nu ne riscăm, pincanilor. E muscă, o muscă în buncărul meu și mă enervează. Ok, nu ne interesează, putea să fie otrăvită sau ceva. Și acum am putea să ne uităm în Boy Scout Handbook să vedem ce se întâmplă cu rudele noastre. Bun, s-a întors Timmy. Bă, dar cât i-a luat, mă, 8 zile? Mama, a adus multă apă. Pincanilor, a adus, like, foarte multă apă. Ok, e, like, mega mult. Bro, ne trebuie mâncare. Like, Mary Jane a... Aolo. Okay, o să pregătim o expediție pentru mâine. Stai așa să îi dau și lui Dolores. Bun, Timmy, nu ne interesează de Timmy. Nu o să vorbim cu el, lăsăm să nebunească pentru că vrem să comitem crime împotriva umanității. Ok, pincanilor, ne cam lipsește ceva mâncare, asta e clar. Deci ne cam lipsește mâncare, noi ne bazăm acum că Mary Jane va veni cu mâncare. Adică ea fiind o obeză, mă scuzați, voiam să zic că ea fiind o domnișoară inteligentă, sigur va aduce acasă mâncare. Bă, picior, o să-mi iau cancel. Bun. Supă. Mamă, avem de două ori mai multă apă. Bă, cred că mâncarea e, like, semi-ok, dar nu o să-ți ajungă. Uite că iar vrea. Să-i dăm iară de... Cred că trebuie să-i dăm iară de mâncare. Bun. Și nu putem să ascultăm radio-ul. Vă că Timmy a nebunit. Asta e bine, e foarte bine. Bun, dacă Mary Jane nu ne aduce... De mâncare am belito, cum s-ar zice. Aolo, aparent Timmy e rănit. Cred că nu ne interesează că e rănit, poate să se ducă în spumele apei mării. Deci nu ne interesează Timmy absolut deloc. Și s-a cărat, asta îmi place să văd. De asemenea m-au sunat telefoanele. Ar trebui să răspundem doar așa la Sanchi, dacă poate ne gândim să fim salvați de gemeni la un moment dat. O să... Era... Ui, e bine că am ieșit afară sau nu? Să sperăm că e ok. Astăzi îi dăm iară mâncare. Măi, eu cred că trebuie să le dai odată la 5 zile și apă și mâncare. Cred că dacă ajung să fie hungry, mănâncă mai mult, cred. Mă, ce Dumnezeu s-a auzit? Mă, voi ați auzit? Ați auzit pincanilor? Stați așa să mușc eu microfonul ăsta mai așa. Bun. Deci Dolores e foarte în regulă acum. Nu avem absolut nimic aici și aparent a găsit un fel de... gaură de canal. S-a întors. Te rog, mâncare. Ok, e niște mâncare acolo. Cât de multă? A adus două de alea de mâncare. Pușcă, a stricat masca de gaze. Ok, bun. În momentul ăsta suntem ok. Și ce trebuie să facem în momentul ăsta? Cred că ar trebui să încercăm să facem rost de cățel. Deci aparent cățelul Pancake poate să facă niște mini-expediții. Mary Jane nu știa să... What? Nu știa să pronunțe anti-disestablishmentarism? Sincer, nu învinuiesc. Ce Dumnezeu e cuvântul ăla? Nu ne interesează. Mary Jane poate să rămână ultima proastă. Ultima domnișoară respectabilă care nu e atât de inteligentă. Ceea ce e, like... E cam imposibil. N-ai cum. Bun, te rog să pleci odată, Mary Jane, că n-are nimeni chef de tine și desigur că nu putem să facem nimic aici. Bun, deci noi în momentul ăsta, fiți atenți, pentru strategia asta ne trebuie o chestie, ne trebuie câinele, da? Câinele. Deci văd că este înfometată și însetată, deci îi dăm ei așa, fără expediție și... trebuie să cântăm la muzicuță. Ok, o să cânte Dolores la muzicuță, cum ar fi să se rănească sau ceva? Oh, ce frumos cânti la muzicuță, Dolores. Se vede de ce s-a însurat Ted cu tine. Mă rog, cred că tu te-ai însurat, măritat cu el, l-ai luat ultimul de pe raft, era, dar atâta s-a putut. Oh, shit. Deci se întâmplă ceva. Cineva se holbează la Dolores dintr-un colț al... cum îi zice? Al bunkerului, așa. Și... cred că e câinele. Nu vom face absolut nimic. E câinele. N-a lătrat. Nu e câine. Să-mi trag palme. Mi-a luat mânca... Mi-a luat mâncare. Tocmai, deci... O de asta... Ne ajunge că 20 de zile. 20, 40, 60 cu 22. 80 cu ăsta. Bă, cred că putem să ajungem la 100 de zile cu mâncarea pe care o avem.
Singura problemă e că puteam să ajungem și mai departe dacă nu-mi lua... Aolo. Știi ce? Hai să-i dăm lui ăsta muniția, poate ne dă niște mâncare. A venit unul care vrea muniție. Ia da aici muniție, bă! Să sperăm că... Nu ne-a dat mâncare. Ne-a dat un radio. Nu vreau să ascult noua melodie. Aolo, a lui Taylor Swift. Ok. Ce se întâmplă aici? Am vrut să ne uităm afară, când am vrut să ieșim, am auzit un... Ok, 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 te rog să fie câinele. Nu facem absolut nimic. Ham, 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 ham. Te rog eu să... Nu... Dacă iară mi-a luat mâncare, aolo, să-mi trag palme. Ce se întâmplă? Nu era câinele? N-am făcut absolut nimic. De ce iară hungry? What? Ok, asta e foarte ciudat. Oh, ok. Nu cred că le dăm de mâncare. Da, nu, e... Deci, singura noastră problemă este mâncarea în momentul ăsta, pincainilor. Și uite ce se întâmplă. Toată lumea vrea mâncarea noastră. Ok. Astăzi o să-i dăm lui Dolores apă și mâncare. Și aici ce se întâmplă. Asta e dificultate normală. Ce ți se pare ție normal? Jocule, în momentul ăsta, cum de-i vii numai să-mi iei de mâncare? Deci, efectiv, mi se pare incredibil ce se întâmplă. Nu ne interesează să ascultăm radio. Chiar nu ne ajută cu absolut nimic. Mă, cine? Mă, cine Dumnezeu a bătut, mă? Bă! Așa. Fatigued, bun. Bă, dar lasă-mă, te rog. Bun. Știi ce? Astăzi am primit o vizită de la o persoană cu o mutație fizică. Ok. Are mai multe mâini operaționale. Și, sincer... Cred că o să-i dăm apă. A zis că ne ajută dacă ne atacă bandiții. O să-i dăm apă pentru că apă avem mult mai multă decât avem nevoie oricum. Și în cazul în care vin bandiții, situația e groasă. De asemenea, eu nu vreau să merg în altă expediție pentru că atunci apar bandiții. După 3 expediții sunt șanse mult mai mari să vină. Nu poți să fii hungry din nou. Nu poți să fii hungry din nou. Da, sigur. Cred că e ok, nu? Vrea să cânte la un instrument. Sigur, ce poate să fie oribil la asta? Șoareci? Te rog să nu fie șoareci. Ah, fuck. Wait, așa nu ți-aduceau mâncare sau chestii de genul? Să sperăm. Cântăm la muzicuță? Pentru gândaci, fiți atenți. O să ne aducă mâncare gândacii dacă cântăm pentru ei. Oh my god, uite. Uite, ne-a adus mâncare și apă. Mamă, ce gamer profesional. Bun, o să-i dăm mâncare și apă. E un huge hairy beast. Bun, fii atent, nu facem absolut nimic. E posibil să fie câinele. Come on, come on, come on. Câine, 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 câine. Bă, dă-i a treia pagină cu bestie și nu e câinele? Ce bestie? Mi-a luat mâncarea. De fiecare dată când încerc să fac rost de câine, mi-a din mâncare. Nu pot să cred așa ceva. Cum ești încă hungry, ordinară, nenorocită? Tocmai ți-am dat de mâncare. Nu se poate așa ceva. Bun, ăsta ne dă... Nu ne interesează apa. Deci, bro, i-am dat de mâncare, e încă înfometată, mai zici ceva. Deci mai zici ceva de jocul ăsta, mi se pare absolut incredibil. Ce, what? Să mergi la vânătoare? Bă, sincer, o trimit, bag picioarele. Dacă se rănește, o putem vindeca cu medkit-ul. Te-ai dus degeaba? Te-ai dus degeaba, n-ai făcut absolut nimic. Ireal așa ceva. Deci, ireal, Dolores, să-mi bag picioarele. Deci, eu n-am văzut persoană mai incompetentă. Doamne, iartă-mă. Ok, ziua 34. Suntem semi-ok. Putem să mai facem rost de mâncare din diferite moduri. Așteptăm ziua de mâine. Astăzi ce se întâmplă? No. 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 Jocul știe că n-am suficientă mâncare și uite ce-mi face. Îmi dă doar pagini în care vor ăștia să-mi ia de mâncare. Aolo. Ok, în ultima noastră expediție am întâlnit un om mirositor cu hainele rupte. Îl cheamă Jim și bam, 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 bam. Să lăsăm pe Jim înăuntru? Cred că nu-l lăsăm pe Jim înăuntru. Să cumpărăm piatră? No, 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 no. Nu ne interesează. Sunt o doamnă frumoasă, mega frumoasă, blocată de una singură în acest bunker. Nu las pe nimeni să intre. Deci nu se poate să fii încă hungry. Pagina aia n-a însemnat absolut nimic. Ziua 37. Bă, jur că am fi putut ajunge cu ușurință la ziua 100. În momentul ăsta nu mai sunt atât de sigur. Pentru că Dolores e non-stop înfometată. Aolo, ce se întâmplă? Să-mi trag palme. Ok. Trebuie să facem duș și n-avem cum să facem duș. Ne dăm cu spray-ul de insecte.
ca să nu ni se facă rău, să nu devenim bolnavi. Absolut nimic. Ce pagină minunată. Bă, sincer, mie îmi convine dacă sunt pagini de astea în care nu se întâmplă nimic. Înseamnă că nu se întâmplă nimic și nu o să fim atacați sau ceva. Iar mâine trebuie să-i dăm apă și mâncare lui Dolores. Minunat. Să folosim cartea ca să... Deci pică ceva lichid verde din tavan. Nu știu ce să zic. Cred că o să mai avem nevoie de carte, nu? Nu folosim. Dar n-are ce să se întâmple, nu? Wait, dacă pică ceva și mă îmbolnăvesc. Ok, par să fiu în regulă, Hai să-i dăm mâncare și apă. Bro, nu vreau să ascult radioul, lasă-mă în pace. Nu, e bine, e bine. V-am zis, paginile astea pentru mine sunt o binecuvântare. Înseamnă că putem să trecem fără mari evenimente. Hungry încă. How? Aoleo. Am fost vizitați de niște supraviețuitori. Să le dăm apă. Hai să le dăm apă. Avem mai multă apă decât ne trebuie. Le dăm apă și poate... ziua 42 e numărul meu preferat. Și poate la un moment dat o să se întoarcă și ne dau ei mâncare sau ceva. Bar n-am. Bun. Nu ne interesează dacă radio a fost silențios. Dacă e ceva ce urăsc, actually, e liniștea. Eu vreau să fie gălăgie. Dacă e liniște, sunt singur cu gândurile mele și gen nu e bine. Bun, suntem semi-ok. Hartă pentru ăsta nu ne... Wait, hartă... eu am harta stricată. Ok, bine. Păi nu mă interesează. Nu știu ce e cu tankul ăsta, dar cred că vom da next. Nu ne interesează ce vrei să ne vinzi. Bro, deci mâncarea e marea problemă. Mâncarea este marea problemă. Ziua cu numărul 44. Ia să vedem. Mâine trebuie să-i dăm mâncare și apă. Uei, pe bune? E a 10-a pagină în care vrei să-ți dau de mâncare. Te rog. Nu am mâncare. Ce nu înțelegi? Deci jur că e... Dumnezeule mare. Ok, cineva, vă rog, dacă ați numărat de câte ori mi-a cerut mâncare jocul ăsta... Să consum eu mâncarea ca să nu mai supraviețuiesc 100 de zile, să-mi scrieți în secțiunea de comentarii. Bun, suntem semi-ok acum. Mască de gaze pentru Boy Scout nu ne interesează, deci nu ne interesează absolut nimic de aici. Bro, mâncare, dacă vine cineva să-mi dea mâncare, eu o să fiu cel mai fericit, da? Cel mai fericit o să fiu. Ia să vedem, nimic aici, fatigued, hungry. Suntem ok și nu ne interesează radio. Ok, ziua cu numărul 48, țineți minte, suntem foarte... Foarte, foarte aproape pregătit să ajungem la ziua cu numărul 90. Poate mai facem rost de mâncare pe drum. Aolo. Vor să fure de la vecinul. Cred că o să încercăm. Deci aparent au jucat un joc... Cum adică au? Mai e doar Dolores în viață. Bun, vom încerca să furăm de la vecinul. Dacă se rănește o putem vindeca, avem nevoie de mâncare. Deci orice pentru mâncare. Ziua 49, 77. O lanternă. E real. Bun, mâine îi dăm apă și mâncare lui Dolores. Nu ascultăm radio-ul. Ziua cu numărul 50. Ci că pe la, ziua cu numărul 20 dispare radioactivitatea. Oh, starvation. Mă scuzi, ce? Oh, asta e grav. E grav. Apă pentru chestiile astea? Nu. Să rămână. Bro, e atât de prost jocul ăsta că nu prea e cum să tot faci rost de provizii. Te duci în expediții și e totul random. Uite, trebuie să-i dăm iară de mâncare. Asta e like, foarte rău. Foarte rău. Bun, următoarea zi. Am început să vreau evenimente. Deci vreau evenimente în speranța că facem rost de niște mâncare. Bun. Ești încă... Nu se poate așa ceva. Fii atent. A venit cineva și zice că vrea să ia de la bogat să dea la săraci. O să-i lăsăm, să sperăm că ne dau de mâncare. Deci, te rog eu, dăm de mâncare. Situația e gravă în momentul ăsta. Nu ne-a dat absolut nimic. What? Ne-a luat o muzicuță. Ne-a luat muzicuța. Deci mi-a luat muzicuța. Păreri? Bro, like, încetează cu radioul lui pește prăjit. E bine că, uite, pentru că am făcut doar două expediții și nici nu am ascultat radioul. Aparent și radio are o șansă să spuneze mai repede bandiții. Deshidratare, hungry, ok. Nu mai pot, deci nu mai pot, te rog, lasă-mă să-mi păstrez mâncarea. Dă-mi o pagină care să-mi dea de mâncare, vreau mâncare. Bun, ventilation-ul, s-a oprit ventilația, nu există aer, trebuie să reparăm înainte să ne sufocăm. Ok, o să folosim cartea în momentul ăsta, nu știu, să sperăm că nu e problemă și nu ne, cum îi zice, suntem bo... Dolores, ești o terminată ordinară, efectiv.
Efectiv, it's giving terminată energy. Deschide numele libertății. Cred că o să dăm da. Cred că o să dăm da. Ziua 5-7, mamă, am tușit de... Mi-am scuipat plămânii. Bă, cel puțin nu mai sunt bolnav. Mi-au dat un topor. Pă bune? Asta fac wolverinii? Dau topoare la oameni? Bro, dar mâncare? Hello? Aoleo. Ok. Ar trebui să furăm de la oamenii... cum le zice? Să-i dăm de mâncare. Să furăm de la bătrâni? De la oamenii de la azilul de bătrâni? Da. Bătrânii oricum mai au foarte puțin de trăit. Ar trebui să moară în momentul ăsta. Așa că o să... Nu se poate, n-aveau mâncare? Le-am furat cărțile de joc, Dolores! De ce le-ai furat? Aoleo! Ne roagă să îi dăm apă și a zis că în următoarea expediție o să fim safe. O să-i dăm apă și o să mergem în expediție, să sperăm că nu încep bandiții după. Pentru că dacă încep bandiții, care este situația? Avem pușcă și atât. Ok. Bun, o să pregătim expediția. Fuck. Pe bune? A nebunit. Du-te în hamsterii mei, bro! Deci după ce am consumat aia, instant a venit... Mai zi ceva, frate. Mai zi ceva. Ok, o să facem acum mega teleportare. O să treacă zilele până se întoarce acasă. Te rog să ai... Doar atâtea zile a fost în expediție? Ok, are niște mâncare în plus. Asta e clar. E bine, e bine. What? De ce am pierdut ăsta? Mă, ce? Cineva a venit să ne fure cât timp eram plecați. Ok. Bă, am făcut o de mâncare și apă. Problema e în felul următor. Suntem nebuni. Deci suntem nebuni, suntem nebuni. Cred că o să-i dăm de mâncare. Credeți că Dolores rezistă cu nebunia încă, doamne, 34 de zile? Bro, dar nu e vina mea, mă, băga mea și picioarele, mă. What the fuck, ai mâncat ieri? Ce zice aici? Am fost apropiat... nu, ne-am apropiat de un vehicul. Era ruginit. Hai să luăm... Hai să încercăm, nu știu, poate plecăm în această mini-expediție și poate găsim un medkit. Am găsit-o pe mama. S-a stricat aia. Doamne, iartă-mă. Mă, cum ești încă hungry? Doamne, iartă-mă. Ok, o să-i dăm apă-ul ăsta în momentul ăsta, nu știu, poate orice poate ne ajută să ajungem la ziua cu numărul 100. Că a fost cel mai troll run ever. Deshidratare. Mâine îi dăm apă și nu avem gloanțe. Ziua cu numărul 69, bun, suntem ok. E încă puțin nebună, dar e ok, Dolores. Cred că astăzi o să-i dăm apă. Ok, nu ne interesează radio. Bă, ar trebui să ascultăm radio la un moment dat. Cred că nu mă interesează să ascult radio. La radio dau muzică proastă și repetitivă și comercială. Eu ascult doar muzică făcută de oamenii din Mongolia care cântă. Mai dă-mi odată pagina cu radio. Crede-mă că o să ascult radio data viitoare. Mai dă pagina. 71. Bun. De la nebunie nu știu dacă îți mai revii. Asta e clar. Și s-ar putea să înceapă să strice chestii. Nu o să mâncăm ciupercile radioactive. Nu o să le mâncăm. Nu, n-are rost. Cred că avem suficientă mâncare pentru a rezista la ziua 100 dacă Dolores nu face ceva stupid. Hungry și deranged. Oh, e deranged deja. Deci jocul chiar insistă cu radio-ul ăla. Deci chiar vrea el să asculte eu radio-ul. Doamne. Deshidratare. Bun, mâine îi dăm apă. Ok. Fiecare nou miros ne atacă nasurile. Instant, bam bam, am găsit, bam bam, să verificăm ce e în gaură și de ce miroase așa, da, aici e posibil să fie niște mâncare, împuțită, dar mâncare, este, a fost, nu, a fost, că văd că e una în plus, ăla e, clasic, astăzi îi dăm apă lui Dolores și, mă, câtă apă mai avem? Mamă, nu mai putem să-i dăm. Nu. I-a mai dat cu ăsta un water chip. Ne trolează. Începem să rămânem fără apă prin canilor. Avem mâncare, e suficientă, dar rămânem fără apă. Ok, cât e? E deranged, toată lumea e ok, în afară de Dolores care e deranged. Nu mergem la tank. Dolores, nu te du la tank. Nu te du la tank. Ziua cu numărul 76, suntem ok. Dacă se ducea la tank, era groasă situația, groasă. Bun, ți-e foame? Ia de aici mâncare. Și aici... Ulu, voiam să mergem la somn când am auzit pe cineva bătând la ușă. Cine ar putea fi la ora asta? Nu ne interesează, nu o să fie de bine. Nu o să fie de bine, pincanilor, îmi pare rău. Trebuie să supraviețuim 100 de zile. Așa, să sperăm că nu erau bandiții. Aoleo.
Ok, situația, da, nu arată bine. S-ar putea să fi fost bandiții. Aolo. Ce se întâmplă, mă? Să mergem până la o școală? La un bunker de ăsta de școală? Da, cred că nu mai are rost. Hai să nu riscăm să o rănim pe Dolores ca să moară de vreo boală. Da, cred că ar fi ok să nu facem asta. Nebună poate să fie. Deshidratată poate să fie. Mâine trebuie să-i dăm apă. Nu ne interesează nici asta. Ok. Bă, sincer, pentru mine ultima pagină nu mai are nicio valoare. Avem mâncare și apă, să trecem de ziua 100. Singura mea problemă este că Dolores e cu probleme la cap. Are probleme la mansardă, cum s-ar zice. Așa ziceau copiii când eram eu tânăr. Acum, vai de steaua mea. Bă, deci mă uit la mine și zic, Zoaie, nu zici că ai 29 de ani. Arăți a 18, puternic dezvoltat, ești nebun. Ok, ți-e foame? Îți dăm de mâncare. Aolo, fuck. Bun, au venit niște oameni care sunt periculoși, bandiții, și încearcă să intre peste noi, așa că o să folosim pușca. Ne mai putem de apăra de ei încă o dată. Dacă ne vin paginile cu bandiții... Oh, pe bune că s-a stricat. Dacă ne vin paginile cu bandiții, situația e groasă. Pușcă pentru... spray pentru Boy Scout? Sure. Ia cartea, dăm spray-ul. Wait, cu spray-ul parcă te poți apăra? E bine, nu? Parcă te poți apăra. Suntem ok. Well, nu putem să facem absolut nimic. Nu ne interesează. Ce-a fost, mă, zgomotul ăla? Iar au venit gândacii? Ok, pare că nu s-a întâmplat absolut nimic. 83 deshidratare, mâine-i dăm apă lui Dolores. Aulo. Bă, bune, tocmai am luat ăsta. Nu-l folosesc să dau pe gândaci. N-are rost. Nu are rost să dăm pe gândaci. Ziua 84. Deci ziua 84. Mamă, deci strategia asta next level, frate. Astăzi îi trebuie apă lui Dolores. Dintr-o dată nu-i mai e foame. Dintr-o dată nu mai are nicio problemă cu foamea. Am avut niște vizitatori, au vrut să vadă harta și harta noastră e stricată, așa că le zicem marș acasă că n-avem. Ceea ce e cam urât din partea noastră, puteam să le arătăm că e stricată și... Like, încă se vede pe ea cam tot ce e de văzut, pe bune? Bun, e înfometată, îi dăm de mâncare. Aolo. Mi se pare că gândaci încearcă să comunice cu noi. Cred că nu o să dăm cu spray pe ei. Cred că... Deci, le-am cântat la muzicuță, mi-au adus mâncare. Nu o să dăm cu spray pe ei din respect. Ok, I Hate Pink are respect pentru oamenii care... Pă, bune. E ok, nu, e bine. Next level. Orice, numai să nu fie pagină cu bandiți. Pagina cu bandiții e groasă. E groasă rău de tot. Deranged Thirsty. Ok, putem să facem rost de mâncare cu cărți. Vrem mâncare cu cărți? Nu, e prea multă mâncare, nu ne trebuie. Dolores, cum ești? Ești ultima terminată? Bun, perfect, exact cum așteptam. Next level. Bip. 88, te rog, mai rezistă. Dolores, nu nebuni, suntem foarte aproape. Mă rog, e nebună deja, dar zic să nu facă vreo prostie. Bun, mâine apă lui Dolores. Nu ne interesează radio-ul. Mâine apă. Ok. În orice moment poate să apară pe ecran game over. Sau the end, nu știu cum zice, the end, nu? Deci în orice moment poate să apară pe ecran. De-aia ne e frică. Perfect, iară pagina cu gândacii, nimic special. Ziua 90, încă 10. Avem, cum îi zice, supă, păveci. Putem să trecem de ziua 100, nu ne mai interesează. Wait, no. De ce am făcut asta? Nu-mi trebuie medkit. Nu mă ajută cu absolut nimic medkit-ul. Îmi trebuia spray-ul să mă apăr, pe bune. Cred că îmi trebuia spray-ul să mă apăr, nu? Aolo. Da, nu ne interesează să furăm de la nimeni. Hai. 92. Dolores, să știi că dacă vrei să strici ceva, să-ți mai revii de supărare, din faptul că ești dusă cu capul, e ok. Atât timp cât nu pleci afară. Oh, minunat. O să ne îmbolnăvim. Fiți atenți, putem să folosim medkit-ul. De fapt, suntem la 93. Cred că suntem foarte ok. Nu, nici măcar nu e nevoie. Ulu. Bun, mâine trebuie să-i dăm... apă lui Dolores, deocamdată hai să o vindecăm și să-i dăm de mâncare, da? Îmi place cum... Bă, a tot încercat radio-ul ăla. Deci a tot încercat radio-ul ăla. A zis, hai mă, te rog, mă, ascultă-mă și pe mine, bro, promit că nu o să pun melodia aia lui Justin Bieber. I'm sorry. Actually, nu e atât de rea melodia. Oh, no, Dolores! Ce-ai făcut? Dolores! Oh, no, nu
fost atât de aproape, prin canilor, e doar vina lui Dolores, că era dusă cu capul, bro. Hehe, uită-te la mine, hu-hu-hu, sunt eu Dolores și am lepră ordinară pe creier. Oh my god, bro, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? A plecat din bunker. Nu și-a mai putut menține insanitatea. Am găsit o notă în care zicea că s-a dus să-l caute pe Tasu. Ah, că a visat ea că pași și că... Doamne! Pincanilor, Dolores a rezistat de la ziua 60 până la ziua 95 cu nebunia. O lună și zile. Bă, de apreciat, pincanilor, dar am fost atât de aproape. Deci, am fost atât de aproape să supraviețuim 100 de zile. Dacă apăsați butonașul de like și vă place acest clip, poate mai jucăm jocul ăsta și poate supraviețuim nu doar 100, poate 120. Deci strategia asta, credeți-mă că chiar funcționează, dar trebuie să ai noroc. Iar eu nu am avut deloc noroc și am luat prea multă apă și nu suficientă mâncare și n-am avut noroc la expediții, dar o să ne revedem pe data viitoare, v-ați prins?